Salutare prieteni! La Cluj a mai sosit un investitor de calibru, este vorba de compania Vertiv și pentru a descifra de ce această companie a luat decizia să se extinde la Cluj l-am invitat pe unul dintre reprezentanții acestei firme de prestigiu, este vorba de Ali Hamdan. Salut și bine ai venit! Bine te-am găsit! De ce ați luat decizia să investiți, eu, iată, în capitala Transilvaniei? Decizia a fost luată din mai multe motive. Uh, cel mai important motiv este faptul că avem talent în Cluj și asta s-a văzut pe ultimii patru ani de când suntem noi în Cluj, unde ne-am extins și am ajuns astăzi la 320 de angajați. Un sediu destul de mare. <coughs> da, un sediu destul de mare care ne-a mutat chiar acum două luni de zile în centru Clujului, pe strada Someșului. Uh, avem uh, uh, patru etaje. Cred că 1500 de metri pătrați dacă Cam bine, da, minte. Uh, Și uh, ce este interesant, că locația respectivă uh, poate să susțină cam 400, 500, 450 înspre 500 de angajați. Ceea ce arată că vreți să vă extindeți. Clar. Uh, și în acest moment suntem 320 de oameni, undeva în următoarele 9-12 luni, și o să ajungem la 400-410 angajați în Cluj. Care este profilul angajatului pe care îl căutați voi? Este, este o întrebare foarte complexă, zice eu, pentru că livrăm foarte multe servicii din Cluj pentru businessul nostru global și aș putea să-ți enumăr câteva dintre serviciile care le livrăm de unde începem Perfect. cu partea financiară, unde facem partea de AP, de collection, de record -to report, dar un lucru foarte interesant este faptul că avem și financial planning, care de obicei nu prea există în shared service center sau global business services. Uh, tot așa avem partea de HR, de recrutare, de inginerie, uh, avem software developers, avem oameni de, de marketing, clar, e, e, e complex și este de la A la Z, efectiv. Livrăm pentru toate serviciile care îl uh, avem în Vertiv. Foarte interesant. Uh, acesta a fost motivul principal talentele, calitatea da. bună a, a resursei umane, dar există și alte motive care v-au determinat să luați decizia să investiți aici? Da. Și aici e când te uiți la profilul angajatului, pe lângă experiența în domeniu, gen, en... să fie inginer electric, să fie om de vânzare. Să fie om de finance. Dar îți trebuie și cali calitățile soft, unde avem oameni foarte, și aș folosi un termen în engleză, eager, să învețe mai multe, să ia roluri mai mari. Oameni care. Foarte motivați. Foarte motivați să facă mai mult, să poată să facă eficientizări. Uh, foarte adaptabil la schimbări și în acest moment, știi, trăim într-o lume care se schimbă foarte, foarte rapid. S-a deja de când am început emisiunea. <laughs> și peste asta mai avem oameni care sunt foarte digital tool oriented. Oamenii din România și din Cluj sunt foarte atrași de partea asta tech. Ceea ce asta, asta, asta este viitorul. Și atunci ne trebuie oameni cu acel skill set încât să putem și noi să investim în ei, încât să fie, să fie un win-win și pentru angajat și pentru angajator și chiar uh, ce aș putea să-ți dezvălui că lucrăm în acest moment la un uh, program de internship, dar foarte diferit de ce a văzut România în acest moment. Un program pe o perioadă delungată <coughs> și în acest moment dacă nu mă înșel ce există în România și în Cluj este de maximum câteva luni. Noi uh, clar vorbim de peste un an de zile în acest moment uh, N-aș vrea să dau mai multe detalii. Secretul comercial. Da, uh, în câteva luni de zile, până în decembrie, ar trebui să anunțăm în piață și o să începem să recrutăm pentru aș zice de lucky winners care o să poată să vadă foarte mult din serviciile care le livrăm din Cluj, uh, să vadă mai multe domenii gen energie, uh, gen inginerie, sales, finance, încât să poată să determine care este la, a zice nișa. nișa și unde ar vrea să se ducă în viitor. Și acest program o să-l o să anunțăm undeva între 3 și 4 luni de zile de acum. O altă întrebare. Voi, practic, ați venit într-un ecosistem care include aici, la Cluj, o infrastructură mai bine dezvoltată decât în alte părți ale României administrația locală care, după ceea ce ne spun companiile, este mai deschisă decât în altă parte, include de asemenea un număr consistent de universități care livrează continuu absolvenți pe piața muncii și de asemenea în acest ecosistem se mai află și companii care pot să furnizeze diferite tipuri de servicii. Voi cum vedeți? Dezvoltarea acestui ecosistem la Cluj există? Potențial de creștere în continuare? Clar există. În acest moment, dacă, dacă ne uităm pe studiile care îți arată câți oameni absolvă facultatea în Cluj, câți oameni rămân în Cluj din acele de mulți foarte mulți, undeva, dacă nu mă înșelin spre 10.000, rămân în Cluj. Asta înseamnă este o creștere de potențial, care o ai constantă. Numărul de absolvenți crește și nu scade, cum sunt în alte locații. Uh, în același timp, uh, a zice orașul în sine, și eu, eu sunt de trei luni de zile în Cluj, ai chiar m-am mutat. Am prins <laughs> uh, Și văd, uh, văd efectiv a, acel oraș care se întâmplă foarte multe lucruri în el. Un, un oraș care n-aș zice că este foarte aglomerat sincer pentru uh, cât de mare este dar uh, cu un potențial foarte mare și cred că începe să atragă oameni din ce în ce mai departe să vină în Cluj și chiar am fost una de mai multe persoane dacă există ceva în Cluj să vină să se mute prin Cluj uh, Sunt deja și din Republica Moldova care e cea mai apropiată și până la România, țări și din uh, din, afară. din uh, America Latina Noi chiar avem colegi invertiv, care nu sunt din România și s-au mutat. Avem un program în care oamenii se fac un rotation și o să vină să stea uh, câteva luni în Cluj. Uh, dar mai există și un lucru care trebuie fiecare companie să-l facă. În acest moment, noi culegem talente din acest oraș, dar în același timp ar trebui să fie și un return of investment. Și de-aia, acum mă întorc la programul care ziceam noi vrem să facem acel program încât să investim și în talentul din Cluj. Poate oamenii respectivi, noi ne dorim să stea cu noi cât mai mult timp, dar dacă nu, cel puțin este, este o investiție și către oraș. Tot așa ne gândim ce am, ce am mai putea să investim din punct de vedere uh, inginerie. Noi avem un program în acest moment uh, cu mai multe facultăți încât oamenii vin la noi... un a zice un normal internship unde stau două luni de zile, văd produsele noastre, avem un lab tehnic unde văd ce se întâmplă, cu ce probleme ne confruntăm tehnice, cum răspundem și nu cerem nimic înapoi decât să-i să școlim și arătăm ce înseamnă viața după facultate. Deci e foarte generos, dar dincolo de să spunem acest ecosistem reprezentat de comunitatea clujeană și de economia clujeană. aș vrea să discutăm puțin și despre această industrie de business services uh, uh, ca să folosim un termen importat din limba engleză. E ok, vorbim mai multe limbi aici la Cluj așa că ne permitem. Uh, vreau să te întreb cum crezi că se va dezvolta acest domeniu? La Cluj avem vreo 17.000 de angajați, 12% din totalul angajaților în business services la nivel național. Crezi că am atins limita superioară? Involuăm? Evoluăm? Ce, uh, se, ce se întâmplă? Aș începe cu studiul studiu teoretic și eu după aia o să, o să mă întorc, dar sunt mai multe studii care uh, ți arată că suntem undeva între 15-17 mii de oameni care lucrăm în business services în Cluj în acest moment. Potențialul este undeva aproape de 60-70% mai mult. Asta e și 25 aici, de mii spre 30 da, de mii da. Asta depinde și de apetitul companiilor să crească, a zice eu, și există din ce văd. În același timp, este, eu zic că orașul deja permite mai multe clădiri, talente există, cum ziceam, deci... Uh, Dar și, există și marjă de profitabilitate? Pentru că salariile au crescut în acest domeniu. Au crescut, Uh, da, ai, aici ai deschis un topic foarte interesant Acum 10-12 ani din punctul meu de vedere foarte mult se discuta despre labor arbitraj în acest moment nu asta este value care noi o, o aducem către compania mamă zice eu. Este mult beyond that. Labor arbitrajul încă mai este versus prețul europei dar dacă te uiți la calitățile oamenilor și serviciilor care le furnizăm este net superioară. Eu lucrez de peste 11 ani în acest domeniu de servicii și din ce în ce mai mult noi am evoluat în România. Clujul a avut, a zice, o explozie în ultimii 5-7 ani de zile, unde a crescut foarte mult. -a făcut și această în... tranziție de la forța de muncă ieftină la valoare adăugată da, mare. Corect. Pentru că am arătat că putem și asta ce a fost și la noi, invertiv. Uh, am început cu o echipă mică, dar serviciul care a fost furnizat de noi a fost de natură încât a crescut efectiv de 400% în câțiva ani. Pentru că serviciul era, era uh, efectiv mai bun decât unde se livra înainte, mult peste. Și de-aia am ajuns chiar anul trecut să angajăm peste, să avem peste 100 de poziții noi. Nu mai anul trecut. Încă o dată o să avem undeva înspre 100 în următorii uh, 9-12 luni. Uh, clar există un potențial foarte mare. Uh, dar insist încă o dată că fiecare big player din Cluj ar trebui și să investească. Deci noi culegem talent și ar trebui și să investim în orașul ăsta. Aici uh, totul ține de simțul civic. Clujenii au demonstrat că îl au da. uh, și să sperăm că acest lucru se va manifesta în continuare. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această mulțumesc emisiune. Mulțumesc și eu. Prieten, vă mulțumesc. Ne vedem pe net.